A Domnului Dumnezeului nostru, a Fiului Său Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie toată slava. Amin. Dincolo de evenimentul în sine, sigur mă bucur să fiu în această zi la binecuvântare. Este o nouă fază a vieții, dar vreau în această zi să stau la îndemâna Domnului și mi-am intitulat predica mea, sfaturi din inimă pentru omul priceput. Domnul să lucreze în această zi, să ne adâncim în dreptarul învățăturii sănătoase. Sigur, copiii nu ne aud, Sara și Nathan nu sună neapărat pentru ei, dar prin intermediul părinților, la momentul potrivit, ei vor auzi din cuvântul lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să îi binecuvinteze pe cei patru părinți să-și poată face datoria. Domnul să fie lăudat. Iubiți frați și surori, am primit două gânduri pentru biserica dumneavoastră, înainte de a intra în pasajul care s-a citit, și motivat chiar și de cântarea fratelui, inspirată din 1 Corinteni 13, cel mai frumos capitol despre dragoste, este citat mereu, mai nou a fost abordat și de ofițerii de stare civilă, la căsătorii este citit, sigur, e un pasaj extraordinar, înălțător, dar gândindu-mă la acest pasaj și amintindu-mi, sigur, și prin cântarea aceasta, aș vrea, iubiți frați și surori, să medităm la un verset din acest pasaj. După ce Apostolul Pavel prezintă importanța dragostei, poziția ei dominantă în viața noastră de creștini, în versetul 12, parcă aducându-ne cu picioarele pe pământ în lumea realității, Apostolul spune, acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Și gândul meu pentru biserica dumneavoastră la început de an este, de obicei noi folosim oglinda cu două scopuri. În mașină oglinda nu-i pentru șofer, el nu se uită în oglindă să vadă cum arată. Oglinzile, una să vezi ce-i în stânga, una să vezi ce-i în dreapta și una să vezi ce-i în spate. Dar oglinda, dreptarul învățăturii sănătoase, în ea noi ne uităm să vedem cum suntem fraților de la Biserica Muntele Sionului. Cum folosiți oglinda? Vă uitați în ea să vedeți ce spune Domnul fratelui conducător? Vă uitați în oglindă să vedeți ce spune Domnul dirijorului de cor? Haideți în această zi, la început de an, e un gând din partea lui Dumnezeu, să ne adâncim în dreptarul învățăturii sănătoase, să vedem dacă nu avem defecte, dacă nu avem semne, dacă nu suntem murdari. Se spune despre un împărat că nu arăta foarte bine, era proaspăt avansat la tron, un copil, mai avea și alți frați, sigur, dar era rândul lui, și nu arăta prea bine și supușii s-au temut să-i facă observații, că nu prea arată el a împărat, a rege. Și s-au gândit și au pus în toate încăperile oglinzi. Și într-o zi omul și-a dat seama că nu-i de împărat. Și-a cedat în favoarea următorului. Haideți să ne uităm în dreptarul învățăturii sănătoase, iubiți frați și surori, să vedem cum suntem. Pavel spune tot în Cartea Corintenilor, sigur, pasajul este legat de cina Domnului, dar acolo cuvântul spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Apoi, iubiți frați și surori, am un gând de început de an pentru biserică,
plecând sigur de la descoperirile care le-am auzit, fie către sfârșitul anului 2014, fie chiar în seara de Revelion, și mai ales câteva evenimente la care am participat zilele acestea la începutul acestui an. Înainte de menționa, gândindu-mă, vă spun, mi-am spus, nu vreau să fiu ca Iona pentru Ninive, eu nu sunt Iona. Și Deva nu este Ninive, deși mă gândeam eu, poate că i-ar trebui unui slujitor tot 3 zile. O zi pentru biserica numărul 1, o zi pentru biserica numărul 2, o zi pentru biserica numărul 3, dar, repet, nu sunt eu Iona. Vreau să duc acest Dumnezeu la început de an, Domnul ne-a anunțat prin Duhul Sfânt și eu pun aceasta lângă Scriptură și Scriptura spune că zilele din urmă vor fi zile grele, trăim aceste vremuri grele și vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că Duhul Sfânt ne anunța că va fi un an mai greu. Se vor declanșa focuri în anumite familii. Mai mult decât atât, Duhul Sfânt ne spunea că diavolul a scos duhuri din adânc, duhuri cu mai mare dibăcie, cu mai mare putere, care vor să aducă stricăciune, murdărie, cu sensul acesta, duhuri care și-au propus să distrugă biserici, duhuri care și-au propus să distrugă familii. Lupta va fi mai puternică, spunea Duhul Sfânt. Domnul vrea să treacă din familie în familie să cerceteze și e dreptul lui, numele lui să fie binecuvântat. Vreau să vă spun, stimați ascultători, și de aia am spus că nu sunt Iona în această dimineață, am început anul cu mari emoții. Prima zi a anului, în mormântare, în biserica din Șicula pe care o păstorez de la țară, un tânăr de 26 de ani. M-am cutremurat când am văzut că știi că scrie pe stâlpul acela și viața este de fapt liniuța aceea dintre un an, anul nașterii și anul celălalt. 1988 era anul nașterii. A fost pentru mine un șoc. Apoi am participat la înmormântare zilele acestea, am fost la priveghi, o mamă de 53 de ani, au rămas 8 copii. Dacă nu ar fi sistemul acesta de înregistrare, poate aș fi spus mai multe. Copiii nu prea le aveau ei așa cu adunarea, mai rare am văzut pe unii din ei. Adică, și chiar dacă vor vedea înregistrarea, întâmplător, am constatat că trăia o viață așa mai comodă. Mama le pregătea de mâncare, mama avea grijă la plecare, la venire, nu prea au dat să se căsătorească unii dintre ei, trăiau așa o viață comodă. Și am văzut drama plecării acestei mame. A fost chemată salvarea la priveghi, a fost chemată salvarea la mormântare. Eu am fugit puțin de la servici la mormântare, dar când am văzut în spatele sălii pe o tânără, cea mai mică, mi se pare, din familie, înconjurată de alții, tremurând în spasmofilie, și tot spunea mereu, a murit în brațele mele, a murit în brațele mele. Am văzut drama unei familii, și m-am gândit că Dumnezeu în momentul când vine și vrea să ne spună ceva, așa cum un părinte intră într-o familie, suntem la o zi de binecuvântări, și dacă vezi că copiii nu sunt atenți, sunt așa de concentrați la jucăria care o au, tata le ia jucăria și spune, vedeți că sunt și eu aici. Cred că așa ceva se întâmplă la aceste înmormântări. Noi nu le găsim explicație. Sigur, Dumnezeu ne strânge să ne învețe ceva și pentru că nu ne adunăm altfel, ia o jucărie și repede ne adunăm. Vreau la acest început de an, iubiți frați și surori, acestea sunt gândurile mele pentru biserică, pentru toți cei prezenți din partea lui Dumnezeu. Concentrați-vă
asupra cuvântului lui Dumnezeu. Trăiți mai mult o viață de rugăciune. Încredințați-vă în brațul lui Dumnezeu. Cereți ocrotirea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt spunea prin sora Betuța la noi în biserică, cereți ocrotirea sângelui meu. Și într-adevăr, sângele Domnului Iisus este o protecție. Numele Domnului să fie binecuvântat. Rămâneți sub acest sânge al Domnului, nu ieșiți de sub această protecție și cereți mereu această protecție a Domnului. În anul care ne stă în față și nu numai anul acesta. De asemenea, vreau să vă spun, și copiii mei au fost marcați de înmormântarea de la satul mare, sora Opriș, nora fratelui Victor Opriș, au rămas 6 copilași, cel mai mic paremise 4 luni sau 5 luni. De asemenea, am fost consternați de această întâmplare. Sigur, aș vrea ca Domnul să ne ajute să înțelegem din acest mesaj la început de an că suntem trecători, că putem oricând să răspundem unei chemări a Domnului acasă. El întoarce pe oamenii în țărână și Moise spunea, Tu zici, Doamne, întoarceți-vă, fii oameni. Domnul să fie cu noi și să ne ajute să înțelegem ceea ce El vrea să ne învețe, ceea ce El vrea să ne atenționeze la acest început de an. Numele Lui să fie binecuvântat. Iubiți frați și surori, stimați părinți, e un moment emoționant la binecuvântare, dar aș vrea să parcurgem acest pasaj. Cartea Proverbelor este un concentrat de cuvinte ale lui Dumnezeu, de înțelepciune. Spune aici că sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Ca părinți, și mă adresez celor doi părinți și mamelor, celor doi Bogdan și mamelor, să comunicați cu copilul. Copilul trebuie să știe de cuvântul lui Dumnezeu, de sfaturile părintelui. De multe ori noi ca părinți am avut impresia că se va subînțelege. Am crezut de multe ori că copiii știu că vinerea e zi de poș și de rugăciune și uneori am lăsat-o așa neatenționată. Alte ori, când a fost câte o zi anunțată de Duhul Sfânt, am scris câte un e-mail la fiecare, am primit răspunsuri, e mai ușor acum de comunicat, sigur, dar și când nu au fost aceste e-mail-uri, s-a putut comunica. Și vreau în această zi să mă adresez tuturor părinților din adunare, iubiți frați, iubite surori, comunicați cu copiii. Scoateți din această fântână, din această apă adâncă. Căci Domnul Iisus spunea, cine bea din apa mea, în viac nu-i va fi sete. E o apă vie, e mereu proaspăt acest cuvânt al lui Dumnezeu, e plin de actualitate. Mă uit în Cartea Proverbelor câte învățături și câte sfaturi sunt, numai omul să ia seama. Se spune despre un tânăr care a plecat de acasă și tatăl său a spus, uite, îți trimit bani când ai nevoie, mă îngrijesc de tine. Promitem că citești în fiecare zi un capitol din Cartea Proverbelor. Și Cartea Proverbelor așa e întocmită, are 31 de capitole, ca să poată să fie folosită în toată luna. Să aibă fiecare zi câte un capitol din Cartea Proverbelor. Vreau ca Domnul să ne ajute să folosim sfaturile Domnului, cuvintele Domnului pentru învățătura copiilor noștri, să ne facem timp, să comunicăm cu ei, repet, să scoatem din această apă mereu proaspătă. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Apoi cuvântul Domnului spune că sunt oameni care își trâmbițează bunătatea. Eu am întâlnit persoane care spunea cam în felul următor, eu nu îmi bat copiii pentru că eu am trăit o viață mai grea, am fost dat de mic ca slugă, spunea el, un tată spunea asta. Mult mai în vârstă decât mine, am fost coleg de clasă cu una din fetele lui și omul acesta își trâmbița o oarecare bunătate. Dar m-am uitat la evoluția familiei lui. Repet, una din fetele care era mai mică ca vârstă față de celelalte surori ale ei, a fost colegă cu mine de școală.
Și am urmărit evoluția acestei familii în timp și nu a fost o evoluție așa cum ar fi dorit-o Dumnezeu. Nu pot să vorbesc, nu știu câți din membrii familiei respective sunt pe calea Domnului. Puțin. Vreau în această zi, iubiți frați și surori, să fim foarte atenți la modul cum noi trâmbițăm această bunătate. Fac o paranteză la gândurile care vă le-am spus pentru biserică. Suntem tentați uneori să ne vedem mai buni decât alții, să ne trâmbițăm bunătatea în dreptul nostru. Știți ce a spus Domnul Iisus? Unul singur este bun, Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Noi când vom fi atenți la această trâmbițare a bunătății noastre, să nu uităm, unul singur este bun. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Ce vreau să vă spun, iubiți părinți? Trăim o vreme în care diavolul, în strategia lui, vrea să desconsidere ce spune cuvântul lui Dumnezeu și, foarte diplomat, a interzis nuiaua. Oficial vorbesc. Vine spre noi din Europa, din America, de unde vreți, vine această idee, lasă-l pe copil să aleagă, lasă-l pe copil liber. N-ai voie să-l tragi de urechi. Unul din părinți a fost atenționat într-un magazin în străinătate că l-a tras pe copil de ureche. Un tătic din America a fost apostrofat de poliție, el a văzut că copilul e neascultător și a spus, lasă că o să veniți voi mai târziu la mine. Și când a venit din nou poliția și l-a anunțat că copilul este cu droguri și l-au prins, a spus părintele, acum educați-l voi, când eu am vrut să-l educ, nu m-ați lăsat. Și vine spre noi acest duh, așa zisa libertate, păstarea integrității copilului, să nu lezezi cumva personalitatea lui. Și spunea un frate din adunarea noastră că unul din copii, cel mai mic dintre băieți, l-a apostrofat un pic și băiatul a spus așa, copilul a spus, tati, sun la 112. S-a uitat la el tata și fac o paranteză. S-ar putea să fiți amenințați cu acest 112. Fraților, îndreptați-l până poate să sune la 112. Ocupați-vă de el încă de mic, disciplinați-l, Biblia așa spune, noi credem cuvântul lui Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, noi predicăm ceea ce spune Biblia, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și eu mi-aduc aminte că tatăl meu și mama mea m-a pedepsit. Am văzut într-o zi o scenă care mi-a dat de gândit, am văzut că tatăl meu făcea aceasta cu dragoste, până atunci am văzut pedepsindu-l, tata pedepsea pe unul din frații mei mai mici, și am fost atent, folosea nuiaua sau uneori cureaua, dar avea și nuia, deci nuiaua este biblică, folosiți cuvinte biblice și metode biblice. Și am văzut că tatăl meu lovea mai mult în dulapul care era lângă, făcea mai multă gălăgie. Dar a fost suficient pentru fratele meu să înțeleagă că este o nuiaua. Și m-am bucurat că am văzut scena aceasta, eram mai mare, sigur, mai târziu, mai înainte. Dar am observat, nu iau, dar o folosea cu dragoste, cu afecțiune. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Apropo de 1 Corinteni, capitolul 13. În toate acțiunile, este de dragoste. Chiar ajul lui Iisus, încă 40 de zile. Aceasta este expresia îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, aceasta este expresia dragostei lui Dumnezeu și aceasta este expresia dorinței lui Dumnezeu ca oamenii să se corecteze. Și lor le-a folosit acest încă 40 de zile. Domnul s-a îndurat de ei și a comutat pedeapsa mai târziu, ei s-au pocăit și Domnul le-a dat o mare izbândă, chiar dacă Iona a fost supărat pe motivul acesta. Doamne, ajută-ne să înțelegem Scriptura și să folosim această nuia. Capitolul 13 din Cartea Proverbelor, dați câteva pagini înapoi, la versetul 24, spune, cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește,
îl pedepsește îndată, imediat. Are foarte mare importanță cuvântul acesta, îndată, imediat. Știți de ce, iubiți frați și surori? Lăsăm să se adune. Și când se adună multe gesturi care trebuie corectate, ne declanșăm mânia și pedepsim copilul la mânie. Și asta nu este bine. E nevoie să ne controlăm pornirile noastre, e nevoie să punem acea dragoste în tot ceea ce facem și să acționăm imediat, să corectăm, să disciplinăm așa cum ne învață Scriptura. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi găsim în Proverbe 29, capitolul 29 cu versetul 17. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere, să înțelegem ceea ce avem de făcut când este vorba de disciplinare. Disciplinează-ți copilul, pune suflet în ceea ce faci, fă aceasta cu responsabilitate și Domnul să vă ajute. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, versetul 8 și versetul 9, e așa de frumos. Noi când citim versetul 8, ne ducem cu gândul poate la un împărat pământesc. Poate că Solomon când a scris s-a gândit la împăratul de pe pământ. Dar dacă citim cu atenție, spune aici, împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății. Cine este cel mai drept împărat? Dumnezeu, numele lui să fie binecuvântat. El stă pe scaunul dreptății. Nu greșim dacă folosim acest cuvânt în dreptul lui Dumnezeu, împăratul care șade pe scaun de domnie al dreptății, risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu. Și m-am gândit la aceste două versete, iubiți frați și surori, aceste două versete se referă la viața de rugăciune. Învață-l pe copil că este cineva drept, că este cineva care ascultă rugăciunea, că este cineva care face dreptate. Imediat după Revoluție, Marian era în clasa a întâia sau a doua, a răspuns la o întrebare, învățătorul, fost comunist, vă dați seama, știți atunci cum a fost în 90, 91, 92, era așa o trecere. Foarte mulți erau foștii membri de partid. În 89, când a fost Revoluția, s-a făcut ședință la CAP-ul Bujac, unde aveam cartea de muncă și unde trebuia să particip și eu. Începuse la Timișoara Revoluția și s-au adunat membri de partid să vadă ce-i de făcut la Arad. Era undeva între 16 decembrie și 22. Ședință cu toți angajații și primarul orașului care conducea orașul Arad a spus: cine nu este membru de partid să iasă afară. Cine credeți că a ieșit? Am ieșit eu. Parcă scria pe spatele meu, pocăit. Toată lumea parcă m-a urmărit cu privirea, o trebuie să ies afară, a început ședința cu problemele de care vă spuneam. Și după Revoluție au început să testeze, să vadă și învățătorul fost activist, fost membru de partid, a întrebat, pentru că era deja după Revoluție, cine credeți voi copii că este Dumnezeu? Și Marian a spus învățătorul după aceea. Învățătorul a fost cutremurat de explicația, de bilețelul acela pe care l-a dat Marian, crescut într-o familie de oameni pocăiți. Și a spus, Dumnezeu este Cel care ne ajută, care ne privește și ne urmărește. Și omul acesta a fost șocat de expresia de la urmă, mai ales că Dumnezeu ne urmărește. Și așa este. Numele Domnului să fie binecuvântat. De aceea, iubiți frați și surori, învățați-l pe copil că este acest împărat mare și puternic, învățați-l să se roage, predați-i această lecție a rugăciunii practic, puneți-l pe copil să-l pună pe Dumnezeu la încercare, Biblia ne dă voie să-l punem pe Dumnezeu la încercare, spune cartea lui Maliahi, puneți-mă astfel la încercare, sigur dă acolo o metodă
necesară pentru cei din vremea lui Maleahi, putem să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Învățați-i pe copiii dumneavoastră să îl pună pe Dumnezeu la încercare. Rugăciuni care să le facă pentru problemele lor. Învățați-l să se roage când pleacă la școală. Învățați-l să se roage când vine de undeva, să-i mulțumească Domnului că a venit, că au plecat mulți și n-au mai venit, i-au adus alții. Învățați-l să se roage când se culcă. E nevoie de această rugăciune și mai ales, spune aici cuvântul, cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Învățați-l să nu ascundă păcatul, să-l mărturisească. Una din problemele bisericilor vremii noastre este că nu se vorbește prea mult despre această mărturisire a păcatelor. Prin mărturisire, diavolul este dat de gol, prin mărturisire omul se hotărăște să nu mai facă, prin mărturisire omul capătă ajutorul celui care primește mărturisirea și prin mărturisire omul capătă eliberare. Slăviți să fie Domn! E nevoie de această mărturisire. Dacă ați auzit altceva, dacă sunt alte păreri, Biblia așa ne spune, nu putem să spunem, m-am curățat inima, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu. Totuși rămânem la îndurarea lui Dumnezeu și să spunem și copilul să fie învățat în sensul acesta, Doamne, ai milă de mine, iartă-mi păcatul, ai milă de mine, păcătosul. Domnul să ne ajute la aceasta. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, este o problemă mai sensibilă, noi avem mai mulți copii în familie, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, așa spune Psalmul 127, așa spune Psalmul 128, este Psalmul care spune că sunt ca săgețele în mâna unui războinic, copiii făcuți la tinerețe, și apare problema judecății noastre în dreptul copiilor, apare problema părtinirii. Inevitabil să nu-mi spună nimeni că i-a privit pe toți copiii la fel. Apare o diferențiere. Apar aceste două feluri de greutăți, două feluri de măsuri. Pe un copil îl măsori într-un fel și pe unul altfel. Erau doi gemeni, Biblia ne spune. Mama îl iubea pe Iacob, stătea acasă, o ajuta, făcea de mâncare, ca știu să facă o ciorbă roșiatică care l-a provocat pe Esau, așa am auzit, da? Și tata îl iubea pe Esau, vânător puternic, trăit prin pădure, oxigenat bine, mușchi, venea cu vânat acasă și s-a făcut separarea în familie. Deși Duhul Sfânt spusese altceva. Deși Duhul Sfânt a vorbit, părinții au tratat copiii diferiți. Când m-am uitat cu atenție, iubiți frați și surori, în cartea Deuteronom, capitolul 25, vă rog să dați paginile, vă spuneam că e așa de bogat acest cuvânt al lui Dumnezeu, acolo se vorbește despre aceste două feluri de măsuri, despre care Dumnezeu nu-i bucuros, pentru El este o scârbă, spune cartea Proverbelor, și iată ce spune în cartea lui Deuteronom. Vă rog să deschideți în Deuteronom, capitolul 25. Pagina în Biblie 219. Deuteronom 25. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Și ascultați versetul 14, am fost parcă șocat să văd. Să n-ai în casă două feluri de măsură. Suntem tentați să tratăm copiii diferit. Fără să vrem. Seamănă cu mama, seamănă cu tata, seamănă cu mine, seamănă cu nu știu cine și nu-ți place de el. Nu așa se judecă copii. Judecați, străduiți-vă, eu m-am luptat, sunt mulți din copiii mei aici, m-am luptat să nu tratez copiii diferit, mă străduiesc nici măcar să nu mă exprim, ca ei să înțeleagă cumva că am o preferință, îmi doresc ca toți să fie mântuiți, doresc ca toți să fie chemați de Domnul, știu că Domnul îi iubește pe toți, dar dacă apare această diferențiere, fiți foarte atenți, Domnul vrea să cântărim drept, vrea să tratăm copiii la fel. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să avem o singură unitate
de măsură. Un pic ni se reproșează poate de copiii mai mari, dar vreau să vă spun că este o diferență de generații. Copiii mai mari ne reproșează că pe ei i-am disciplinat cu mai mare atenție și că cei mai mici n-au fost tratați chiar așa. E o diferență de generație mai mult. Și e o diferență și de vârstă, de aceea Scriptura spune copiii făcuți la tinereți. Poate apărea această mică diferențiere. Dar Domnul să ne dea putere să înțelegem în această zi, să avem o cântărire dreaptă, să avem o poziție egală pentru copiii noștri. Domnul să fie binecuvântat. Apoi, iubiți frați și surori, Scriptura spune, copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Iubiți frați și surori, urmăriți copiii și corectați. Nu lăsați de la sine problema. Am întâlnit părinți care au lăsat copiii să-i crească strada. Aduceți-i la casa Domnului, dar urmăriți-i. Spun ceva care poate sună ciudat. Chiar dacă este în compania unor copii din biserică, poate să fie o companie defectuoasă. Atenție! Nu trebuie să jigniți familia respectivă. Dar nu înseamnă că dacă a fost la niște colegi din adunare, la niște frați, copii a unor frați din adunare, nu înseamnă că neapărat este un anturaj perfect biblic. Sau că va fi ok pentru el și pentru evoluția lui. În urma mărturisirilor care le luăm, în urma întâmplărilor pe care le avem în față, în memorie, vreau să vă spun în această zi, iubiți frați și surori, urmăriți copilul. Copilul dă semne de mic. Noi ne uităm la înregistrările din copilărie și vedem extraordinar cum încă de mic copilul a dat semne. De autoritatea lui, de încercarea de a fi pedant, îl vezi cum și-a făcut freza, dar la 5, 6, 7 ani. Și acum când a crescut mare, îți dai seama, ăsta-i, cum era când era mic. Copilul dă semne, lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Doamne, ajută-ne să descifrăm aceasta și să urmărim copiii. Amin. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe cealaltă Domnul le-a făcut. Fraților, părinți, nu uitați că sunteți urmăriți. Copilul calcă pe urmele părinților. Copilul este atent ce face mama și tata. Degeaba îi spui tu, du-te la adunare și tu rămâi să dormi. Am într-una din biserici o persoană care s-a exprimat și a spus, cel mai dulce somn e duminica dimineața. Și se vede. Și pe el, și pe familie. În zadar îl trimis la adunare dacă tu ai altă părere despre adunare. Am întâlnit familii, iubiți frați și surori, care au dus acasă toate gunoaiele. Că fratele e așa, că sora e așa, așa am încercat noi ca și conducere. Doamne ferește să-i fi făcut o observație tatălui sau mamei. Cu mare atenție frață din conducere, îi făceau anumite observații despre copiilor. Multe probleme au creat acei copii. Că părinții nu au dat voie nimănui să-i atingă cu o jumătate de cuvânt. Aveți grijă, copiii vă urmăresc. Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele căci eu calc pe urmele lui Hristos. Domnul să ne ajute să călcăm pe urmele lui Hristos, fiind conștienți căci copiii ne calcă pe urme. Doamne, ajută-ne să călcăm drept. Să croim, cum spune Biblia, cu picioarele noastre cărări drepte. Dumnezeu să ne ajute. Și în final, iubiți frate și surori, este ultimul meu gând în această zi. Este o problemă mai dificilă la noi. Sunt persoane care nu își învață copilul să muncească. Copilul trebuie să învețe să muncească. Spune aici, nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Învață-l pe copil munca, și învață-l pe copil să respecte pe cel care muncește. Când îi dai acel 5 lei, să știe că sunt 5 lei, leu greu, și nu întâmplător se numește așa, într-adevăr pentru noi români este leu greu, care îl facem greu, învață-l să știe că acel leu este greu, l-ai făcut cu greu. Învață-l să aprecieze, învață-l să muncească.
Bogdan spunea să spun măcar o întâmplare din viața de familie. În încheiere vreau să vă spun legat de aceasta, o intervenție a Domnului în familia noastră, dar împreună cu soția am zis avem aragazul mare, dublu, avem gaz, grâu, hai să facem pâine, să ne fie mai ușor, să fie mai naturală și să economisim un pic din bani. Pentru că atunci când sunt copii mici și mai puțin la număr, pe măsură ce au crescut copiii ca număr, Domnul a mărit binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Dar când au fost mai puțini, am fost săraci, așa cum spunea și fratele Măcelaru, nu este o rușine să spui că ai trăit o viață modestă, dar binecuvântată, în liniște și pace cu Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Și ne-am hotărât, iubiți frați și surori, să facem pâine, am ajutat la frământat pâinea, nu ieșea chiar așa de grozavă, chiar unul din copii a dus la școală și învățătoarea care se uita ce mănâncă copiii, încerca să mai distribuie, dacă unul nu are mâncare în ziua respectivă, să-i dea. S-a uitat la Dinu, la feliile lui de pâine și s-a părut cam ciudate, dar el bucuros a spus, tata a făcut pâine. Am făcut un timp de câteva ori pâine și într-o seară mă oprește un frate din adunare și mă întreabă așa, cu atenție, și eu am fost atent să nu-l repet, pentru că fusese în biserică un frate care a făcut ajutoare și a căutat prin spaițuri, prin frigidere, au ajuns reclamații la conducerea bisericii, că n-a fost foarte ok ce a făcut fratele respectiv, care trebuia să ducă niște ajutoare. Și la întrebarea fratelui, fratele m-a întrebat, frate, câte pâini consum cu familia? Puțin așa, un pic am fost iritat de întâmplarea dinainte, dar am spus, răspund omului, că omul mă întreabă poate în sinceritate, nu-l cunoșteam foarte bine pe fratele respectiv și am spus, frate, 7, 8, depinde ce se mănâncă la masă. Și zice, s-a scuzat fratele repede, uite frate ce m-am gândit, copiii mei au deschis brutărie și aș vrea în fiecare zi să te duci și să iei de la brutărie 8 pâini. Te rog să faci aceasta. Scrie Scriptura, iubiți frați și surori, și vreau să o spun pentru toți cei prezenți, sigur e o intervenție a Domnului, a fost nevoie de această intervenție la momentul respectiv. Scrie Scriptura că prea iubiților lui el le dă pâinea ca în somn, dar nu dormind, ca în somn. Adică învățați-l pe copil să lucreze. Noi am început să facem, era o problemă noastră, am vrut să reducem din consumul care să compensăm, să venim noi, să facem noi ceva. Dumnezeu a văzut că noi vrem să facem ceva, a văzut că era poate imposibil în final să facem mereu acest lucru și a intervenit el și într-o zi, deci timpul a trecut foarte repede, într-o zi a fost seară de veghe la Betel, și cum dimineața deschindeam sau rămânea poarta deschisă de multe ori și venea mai târziu, a venit acasă această pâine, trezindu-mă în dimineața din ziua următoare, a fost o seară mai lungă, m-am trezit mai târziu și când am tras perdeaua de la camera unde dormeam cu vederea în curte, pe masă erau pâinile care soseau proaspăt în fiecare zi, sâmbătă venea porția dublă pentru duminică și mi-am adus aminte de acest verset ce frumos sună, prea iubiților lui el le dă pâinea ca în somn, slăvit să fie Domn. Amin. Și vreau să vă spun așa cum mana s-a întrerupt când au intrat într-o țară locuită, când cea mai mică Ofelia a plecat la Timișoara la școală, când cuibul a rămas gol, s-a încheiat și pâinea, firma s-a închis. Între timp au venit și alții să ia din pâinea aceea care sosea la mine acasă, a devenit ca un mic centru pentru alte familii. Dumnezeu a lucrat în chip minunat, arătându-ne că El știe să poarte de grijă. Numele Domnului să fie binecuvântat. Arăt și eu spre Domnul, L-am cunoscut la lucru, aș putea să vă spun mai multe lucruri, timpul nu ne mai permite, dar întăresc, învățați-i pe copii să se încreadă în Domnul, învățați-i pe copii să muncească, și să respecte pe cel care muncește. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne creștem copiii în așa fel, chiar dacă e mai greu, chiar dacă e mai dificil, să-i creștem în așa fel încât să fim cu ei și în veșnicie. Domnul să fie cu noi toți. Amin.